Iar meciul se va vedea foarte bine în Parcul Titan din capitală, pe un ecran imens, amplasat în apropiere de globul pământesc. Pe bucureșteni și nu numai, așteaptă tot felul de concursuri și activități, iar acolo vor fi și toate vedetele Prima TV. Lor li se vor alătura și atacantul generației de aur, Florin Răducioiu, precum și alte legende ale sportului românesc. Colegii mei, Diana Bart și Gabriel Coveșanu, sunt și ei acolo. Bună seara! Ce se întâmplă în acest moment? Bună seara, Andreea! Bună seara, bunii mei! Iată, suntem aici în Parcul Titan, la intrarea de la Globul Pământesc, așa cum este cunoscută de către bucureșteni, unde îi așteptăm în această seară pe cât mai mulți suporteri, susținători ai echipei naționale, iubitori ai fotbalului. Iată, Diana este pregătită deja, uitați-o, a venit echipată. Sunt mai mult decât pregătită. Mi-am pus tricoul și... mingea o am. Am cerut și eu numărul 10 pe tricou. M-am ales cu 5, că erau ocupat 10-le. Nu știu cine mi l-a luat. Să știți că ne-am adunat aici în Parcul Iore din capitală și vrem să-l transformăm pentru câteva ore într-un adevărat stadion. Și asta pentru că ne pregătim intens pentru meciul din această seară de la 21 și 45 de minute. Eu deja am pus scorul 2-1 pentru România. Da, Diana este foarte optimistă, așa cum suntem cu toții și ne dorim din tot sufletul o victorie a echipei naționale în această seară. Sigur, reprezentativa Elveției este o echipă extrem de puternică, dar avem încredere că vom reuși să obținem un rezultat foarte bun în această seară, mai ales că suntem o echipă serioasă aici, suntem foarte mulți suporteri. Așa cum ai spus și tu, Andreea, Florin Răducioiu va fi alături de noi în această seară. Alți campioni mondiali, campioni olimpici, precum Elisabeta Lipă, Marian Drăgulescu, vor fi prezenți și ei alături de noi și vom susține echipa națională. Și toate vedetele Prima TV vor fi aici alături de noi și România acum se află pe locul 2 după Elveția. Așadar, în clasament avem 7 puncte, Elveția 9. Mai avem puțin și luăm... Pe tine nu te pun. A venit și Andrei Duban. Da, suntem pregătiți în această seară. După cum vedeți, Diana știe exact, s-a pregătit și a făcut toate temele. Haideți cu toții la meci, haideți în Parcul Titan să urmărim împreună partida pe acel ecran gigant din spatele meu. Hai, România!